Conducerea Spitalului Filantropia din Craiova a organizat o licitație publică pentru achiziționarea noilor dezinfectante, după ce a consultat sistemul de achiziții publice. Produsele Hexifarm au fost înlocuite în totalitate la nivel de spital cu produse achiziționate de la alte firme, de la una din firmele, de fapt două din firmele existente pe lista Ministerului Sănătății, care au primit acreditare, au toate avizele, fișele de securitate ale produselor. Valoarea contractului este de peste 90.000 de lei și asigură necesarul de dezinfectante pentru o singură lună. Conducerea spitalului spune că nu au fost alese cele mai ieftine produse, ci unele de calitate, astfel încât pacienții, dar și personalul medical să fie protejați. Toată lumea s-a gândit la pacienți, nimeni nu s-a gândit la personalul medical care lucrează cu ei. Iar în aceste condiții, mai ales gândindu-mă la personalul medical, am ales dezinfectanți. Nu aș putea să spun, pentru că nimeni nu poate să testeze calitatea unui dezinfectant, dar am ales dezinfectanți, în principiu dezinfectanți de import, până când cineva va lua o măsură să nu se mai ajungă la lucruri de genul celor întâmplate. Dacă pentru noi dezinfectanți Spitalul Filantropia a plătit pentru o singură lună aproximativ 90.000 de lei, valoarea contractului atunci când se foloseau produse Hexifarma era de aproape 330.000 de lei pe an.